Că mă simt mândru și totodată onorat să fiu astăzi aici la cea mai mare investiție din ultimii 30 de ani în domeniul extracției gazelor naturale din Marea Neagră, și dacă nu mă înșel, cred că singura investiție, cel puțin de până acum, de extragerea gazelor naturale din regiunea Mării Negre. Îmi doresc și sper să avem cât mai multe investiții în perioada următoare, în anii următori, atât în România cât și în țările vecine și prietene, în așa fel încât securitatea în aprovizionare cu gaze naturale a regiunii și a Europei să poată fi asigurată și reducerea dependenței de gaz rusesc să se facă într-un ritm accelerat. A avut perseverența să solicite în 2019 autorizația de construcție pentru care, pe care a și obținut-o, să creadă că până la urmă Legea va fi modificată și a fost modificată în așa fel încât să permită investiții în offshore în Marea Neagră, să finalizeze această investiție, să țină de cuvânt, pentru că am urmărit din momentul în care au intrat primele molecule de gaze în sistemul național de transport, cum producția a crescut, a crescut 900 uh, de mii de metri cubi, 1 milion, 1 milion și jumătate și s-a stabilizat la 3 milioane, 3,1 milioane de metri cubi ceea ce înseamnă un miliard de metri cubi anual, deci practic a ajuns în platoul de producție, în parametrii normale, așa cum s-au asumat, fără să fie finalizată încă sonda Doina, care va fi în perioada imediat următoare uh, finalizată. Da, este o investiție cu care ne mândrim și sunt convins că având legea offshore aprobată, modificată și investiția din Neptun Deep între Rom Gaz și cei de la OMB Petrom, va fi începută și finalizată, ceea ce va duce la independența totală energetică a României față de uh, resurse din alte, din alte țări. Totul a început cu perseverență, cu tenacitate și mi-a plăcut și viziunea de viitor a domnului Beacon, punând la dispoziție această infrastructură pentru proiectele vitale energetice pentru România de ce nu o colaborare în domeniul energiei regenerabile, în domeniul offshore wind în domeniul fotovoltaic, de ce nu o colaborare inclusiv în domeniul extracției de Marea Neagră. Pe lângă Neptun Deep mai avem și perimetrul Trident, vorbim de aproximativ 200 de miliarde de metri cubi potențial care putem să extragem în, din Marea Neagră și putem să-i aducem în România, și de acolo putem să fim și furnizori de securitate energetică regională. România merită acest lucru, iar aici, în Constanța, într-un pol energetic, cred că putem anunța aceste lucruri. Pol energetic, da, pentru că pe lângă gazele din Marea Neagră, pe lângă petrolul din Marea Neagră, vorbim de energie nucleară, vorbim, începând cu sfârșitul anului trecut, de Coridorul Transbalcanic de transport al gazelor naturale, pentru că dacă ne uităm foarte bine pe hartă, până anul trecut nu exista o altă posibilitate de aprovizionare cu gaze naturale decât din Federația Rusă. În momentul de față, coridorul transbalcanic permite este operaționalizat începând cu finalul anului trecut și permite aducerea gazelor din Azerbaidjan, portul LNG prin Turcia, Bulgaria, România, Ucraina și Republica Moldova. Deci, practic, pe teritoriul județului Constanța avem foarte multe lucruri în domeniul energetic și pregătim foarte multe lucruri. Lucrăm și știți foarte bine la unitățile 3 și 4 de la Cernavodă și, în paralel cu reactoarele modulare, mergem și cu proiectul de la Cernavodă. Ne dorim să le facem am pe amândouă. 2030-2031, termenul estimat de punere în funcțiune a reactorului 3 și 4 2027, un în termen ambițios, dar realizabil pentru reactorul modular de la Doicești, iar dacă avem aici un pol energetic și un potențial offshore wind foarte mare, evident că trebuie să ne gândim și la evacuarea energiei din această zonă minunată și lucrăm împreună cu Transelectrica la proiectul cablului îngropat, cablului de curent continuu, care va evacua de la est la vest, practic vom face evacuarea de la Marea Neagră pe traseul conductei Tuz la Podișor, urmând traseul conductei Brua până la ieșirea din țară, urmând să avem un coridor, un coridor de evacuare a energiei din zona de est a țării către vestul, către vestul țării. Și nu ne oprim aici, în toate discuțiile care le-am le -am avut în perioada următoare, unde am fost să discut uh, despre gaze naturale, am discutat și despre energie regenerabilă și dorim să facem un pod de energie regenerabilă, să legăm Marea Caspică de Marea Neagră, uh, să legăm potențialul eolian din Marea Caspică cu cel din Marea Neagră și lucrăm împreună cu colegii din Azerbaijan și din Georgia, cu Banca Mondială pentru a avea un cablu submarin între Georgia, de, de transport de energie electrică între Georgia și România. Practic, România, dorim ca România să fie pusă pe harta de transport a energiei electrice, a energiei verzi și dorim să fim cu un pas înainte, în așa fel încât să putem asigura un coridor de transport al energiei verde, atât pentru energia din alte părți, cât și pentru surplusul de energie pe care îl vom produce în România, pentru că, da, ambiția noastră este să devenim independenți energetic. Și odată cu extracția gazelor din Marea Neagră și din perimetrul Neptun Deep, odată cu reactoarele modulare, odată cu planul de decarbonare, prin care trecem ușor de la cărbune la gaz natural, odată cu reactoarele 3 și 4 România, și cu potențialul de energie regenerabilă și cu energia regenerabilă care o vom instala, România va produce mult mai mult decât va consuma și va deveni un furnizor de securitate energetică atât a resurselor de gaze naturale, cât și de energie electrică. Asta ne dorim pentru România, să fim mai mult decât am fost și vom reuși acest lucru.